Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video în care am să vă arăt cum ne putem face singuri un fungicid bio, fungicid natural pentru roșii, ardei, castraveți și altele cu ajutorul bicarbonatului de sodiu. Haideți să începem! Este o rețetă relativ simplă. Pentru ea vom avea nevoie, evident, de bicarbonatul de sodiu, apă, detergent de vase, obiectul care vom măsura, și anume o linguriță, și un pulverizator. Care este rolul detergentului sau săpunului? Avem nevoie de ceva care să ajute soluția să se așeze mai bine pe frunză și mai uniform, să se lipească de frunză. Și pentru a păstra totul bio, să fie totul natural cap-coadă, am ales să folosesc și un detergent de vase pe bază de plante, un detergent bio. Se găsesc la supermarketuri, sunt N producători, N firme, nu prea contează de la ce firmă e, de la ce producător. Și atunci, pentru fiecare litru de apă vom pune o linguriță de bicarbonat. Haideți să vă arăt. Așa, trebuie să arate. Avem 5 litri de apă. Să pun 5 lingurițe. Așa. Acum, în prima fază, vom amesteca foarte bine apa din bidon, astfel încât bicarbonatul să se dizolve în apă și ulterior vom adăuga detergentul. Am agitat, se vede că s-a dizolvat foarte bine. Detergentul acesta este destul de lichid, așa că va curge destul de ușor. Haideți să-l pun în jos să se vadă mai bine. Așa, plin un pic și camera. Vom pune doar câteva picături. Atât. Mai bine punem de două ori decât să punem prea mult dintr-o dată. Vă reamintesc, rolul detergentului este doar acela de a ajuta soluția să facă peliculă pe suprafața frunzei. Amestecăm bine. Am făcut și spuma, deci este suficient. Acum voi turna în pulverizator și vom stropi plantele. Cu soluția putem să stropim castraveții, putem să stropim roșiile, ardeii, vinetele, dovleceii, merge la orice. Este bine să-l alternăm și cu alte produse, cu alte fungicide, ca de exemplu fungicidul pe bază de lapte de vacă sau cel pe bază de ulei de nem. Folosim cam o dată la două săptămâni, dacă aplicăm câte un fungicid săptămânal sau după ploi, și strict foliar. Nu se aplică pe sol, încercați să nu aplicați foarte mult astfel încât să curgă pe sol, pentru că bicarbonatul de sodiu se acumulează în sol și în timp îl va face alcalin. Va crește pH-ul foarte mult, ceea ce va crea ulterior probleme. Rețetă foarte simplă, încercați să nu puneți mai mult de o linguriță, să nu ardeți plantele. Și înainte de a aplica pe o suprafață mare, puteți să testați pe una, două plante, să vedeți cum reacționează acestea. Sper că informațiile v-au fost de folos, iar până data viitoare, numai bine!